Mă bucur să fiu alături de voi să vorbim despre antreprenoriat și despre cum creștem antreprenori. Eram al patrulea sau al cincelea, dar s-au gândit în dimineața asta că dacă vorbim despre educație, să începem cu subiectul ăsta. Acum un an de zile, pe 6 aprilie 2016, la Business Day la Timișoara, era una dintre primele ocazii în care veneam și vorbeam public despre acest proiect, despre Entrepreneurship Academy. Era cumva o ieșire în lume. Și spuneam atunci că asta e o universitate făcută de antreprenori pentru viitori antreprenori. Și în continuare rămânem fideli acestei viziuni, acestei misiuni, de a construi împreună cea mai bună școală de antreprenori din România. Cine suntem nebunii care ne-am apucat de treaba asta? Păi Educativa, grupul de organizații pe care îl conduc eu, împreună cu Universitatea Alternativă și cu Master School of Management. Ce ne-a adus împreună era cumva o idee surprinsă și de studiul ăsta. Cred că toți simțim că școala din România nu e bună pentru a produce antreprenori. Dar cumva acum avem și o dovadă științifică, să-i spunem. În 2016, Ernst & Young și cu Impact Hub fac un studiu și întreabă în principal pe fondatorii de startups, mai cu o vechime mai mică de 3 ani de zile, cât de relevantă li se pare lor școala. Și aproape 90% dintre ei spun că deloc. Da? E clar cumva că e nevoie de altceva. Și ăștia suntem nebunii care ne-am apucat să facem treaba asta. Da? 10 oameni, reprezentanți de la organizațiile fondatoare, plus Cosmin Alexandru, Ilinca Păun și Oana Țoiu ca membri de board independenți. Acum, ce e special la școala asta? De ce e altfel decât celelalte? Păi e o școală în care faci business în timp ce înveți business. Jumătate, mai bine de jumătate din timpul oamenilor despre a construi o afacere, din anul întâi, da? Înființat companie, registrul comerțului, shareholders agreement și așa mai departe, și jumătate din experiența lor este despre a vorbi cu experți, oameni care fac business, cu antreprenori de succes, despre care sunt cele mai bune soluții pentru provocările pe care le întâlnesc. Dar încă de teoriile astea, că în antreprenoriat totul se întâmplă foarte repede, v-aș invita să vedeți live cum se întâmplă, numai o secundă, ce o să vedeți e o mică prezentare despre 24 Hour Challenge. 24 Hour Challenge e un concept de învățare, o experiență de învățare pentru studenții noștri, în care studenții primesc o provocare de la o companie, o problemă pe care o are compania respectivă și dau un răspuns, cel mai bun răspuns pe care pot să-l dea ei în 24 de ore. Hai să vedem despre ce e vorba. În Piața Presei și ne-au zis că să ne întâlnim la 6:30 dimineața ca să ne zică de surpriză. Și ne-am dus acolo și ne-am întâlnit toți, ne-au pus într-un cerc și ne-au dat bilete de avion. Și noi eram, vai, nu cred așa ceva! Mergem la turnul! 24 Hours Challenge este o parte importantă din curricula Team Academy. Studenții primesc un brief de la o companie și au la dispoziție 24 de ore ca să vină cu diverse soluții pentru brieful primit de la client. În curând o să vină colegele noastre de la Morfoza, echipa de arhitecte care o să vă prezinte noul turn și o să vă invităm timp de 24 de ore să intrați în echipa noastră și să ne imaginăm cum arată viitorul. Asta va fi tema. E cea mai interesantă provocare pe care am primit-o de la facultate. Trebuie să-ți lași mintea să vină, să cerceteze, să descopere zone în care nimeni altcineva n-a mai fost. Pentru că asta înseamnă să fii unic, să fii creativ. Cei de la Morfoza au fost o componentă foarte importantă, pentru că ne-au oferit o viziune mai de ansamblu a ce înseamnă să creezi un design pentru un spațiu și împreună cu cei de la NTT ne-au pus la dispoziție informațiile necesare pentru a atinge challenge-ul. Să petrecem timpul ăsta scurt pe care l-avem, încercăm să vorbim cu angajații, să aflăm ce își doresc ei de fapt, care sunt valorile lor și ce ar vrea de la un spațiu de genul ăsta, de la workplace-ul lor. Viitorul nu e neapărat despre roboți, despre nave spațiale. Noi credem că viitorul e despre oameni, pentru că fără ei nimic n-ar fi posibil.
vrem ca un om care pășește pentru prima dată în clădirea asta, care pătrunde în universul Entity, să se simtă un micuț erou. Mulțumesc mult pentru implicare. Sunteți niște oameni frumoși, tineri. Vă strălucesc cu ochii în capra, e important. Vă exteriorizați, aveți emoții. Se vede că ați făcut un proiect cu pasiune. E o experiență de învățare pentru studenți anul întâi, cu siguranță n-au făcut perfect în ea, dar cu siguranță au câștigat foarte mult în această experiență și inclusiv compania care a dat acest brief a avut niște insight-uri care, printre altele, au dus la transformarea modului în care își amenajează birourile pentru viitorilor colegi. Acum, foarte pe scurt despre școala asta, unul dintre elementele importante e că e despre realitate. În sensul că unul dintre cele mai importante examene, dacă vreți, e că oamenii trebuie să facă profit încă din anul întâi. Acest obiectiv, 1.500 de euro profit în primul an, 2.500 de euro în anul 2, 5.000 în anul 3 și așa mai departe. Da? Și trebuie să facă împreună în echipă, în paralel cu acumularea de credite academice. O altă întrebare interesantă e cine predă la școala asta. Păi, mai corect e spus cum se învață decât cine predă la școala asta. Cea mai mare parte a experienței de învățare e facilitată chiar de către studenți. Modelul presupune învățare în echipă, în sensul că spre deosebire de modelul clasei în care vine cineva și dictează o oră, două, trei ore la tablă și oamenii copiază în caietele lor, sau de alternativa în care te apuci de antreprenorat pe cont propriu și te dai cu capul de toate durerile posibile, aici studenții trăiesc experiențe împreună. Și atunci, în momentul în care analizează, au aceste sesiuni, două team sessions pe săptămână, și în momentul în care se uită la ce li s-a întâmplat, ce au planificat, ce le-a ieșit, ce nu le-a ieșit, pe lângă propriul punct de vedere, mai au încă 12, 13, 14 unghiuri din care se uită la aceleași experiențe prin care au trecut. Și tot procesul ăsta de învățare e facilitat de un team coach, care are atât experiență de business, cât și experiență de coaching, ca să poată să ajute să-și maximizeze experiența de învățare. Ce fac cu banii aia, cu profitul pe care îl obțin? Păi își finanțează learning journeys. Fiecare an are o componentă de experiență și de învățare într-o altă țară. În primul an, 6 săptămâni în Amsterdam, în anul 2 o să meargă în Silicon Valley, în anul 3 o să meargă într-o piață în curs de dezvoltare, o să aleagă ei care, și în anul 4 e din nou jumătate de an în Olanda. Nu insist foarte mult pe detalii, că dacă sunteți interesați, găsiți pe site. Cumva aș mai sta pe punctul ăsta, de ce facem școala asta, ce ne propunem să obținem. Oameni care știu ce vor, la capătul a 4 ani de școală, a 4 ani de experiență, știu ce vor să facă cu viața lor. Știu dacă mai degrabă cu cifre sau mai degrabă cu oameni, dacă mai degrabă singur sau mai degrabă în echipă, dacă mai degrabă produse sau mai degrabă servicii, da? Și așa mai departe. Nu o să facă toți antreprenori, o să facă un număr mare între ei să facă antreprenori, iar cei care nu o să facă antreprenori o să fie niște angajați extraordinari în companiile care susțin proiectul și în altele. Ok. Acum un an de zile făceam o promisiune, într-un PowerPoint la Business Days la Timișoara, o să facem această școală. Unde suntem după un an? Păi, prima grupă de studenți e trecută cumva de jumătatea primului an academic. Am avut 30 de aplicanți, am acceptat 15 studenți, am strâns 300.000 de euro fond de bursă, avem 3 parteneri importanți, ING, NN, Oracle, avem 10 antreprenori care oferă burse, avem mulți prieteni, și încă nu reușim să integrăm pe toți acești mulți prieteni. Sunt foarte mulți oameni care vin către noi cu diverse dorințe de a contribui la această școală și cu siguranță încă putem să îmbunătățim modul în care reușim să-i atragem în interiorul modelului și facem din asta un obiectiv. Și avem această provocare a timpului. În educație lucrurile se mișcă, nu aș spune greu, dar într-un ritm propriu. Da? Educația, școala începe o dată pe an, toamna. Da, toată experiența se întâmplă o dată pe an, spre deosebire de un alt business în fast moving, în care la fiecare săptămână sau la fiecare lună poți să optimizezi, poți să faci ceva mai bine. Și venind toți din antreprenoriat, avem această provocare de a face lucrurile repede. Ce vrem să facem mai departe? Planuri și dorințe. Avem deja 70 de aplicanți, sperăm să închidem undeva spre 90, poate 100 până la sfârșitul anului. Avem deja, cu siguranță, vom deschide două grupe în toamnă, poate a treia de studenți. Vrem să facem mai bine pe a integra toate oportunitățile pe care le oferă prietenii și partenerii noștri. Vrem să creștem partea asta de relevanță academică, să dezvoltăm studii de caz pe antreprenoriat în România.
Vrem să dezvoltăm un endowment fund care să susțină și mai bine școala. Da? Cu siguranță ne trebuie mai mulți parteneri, ne trebuie mai multe resurse pe măsură ce creștem și sigur mai mulți antreprenori care să oferă bursă pentru studenți. Ce putem să facem împreună? Că despre asta e scopul acestei discuții, despre cum putem face o școală de antreprenoriat mai bună, mai mare împreună. Pe partea de a susține studenți extraordinari. Dacă aveți în jurul vostru oameni pe care îi bănuiți, care putea să potrivească pe tipicul ăsta, de oameni cu inițiativă, cu entuziasm, care vor mai mult decât un salariu, vor meaning in life, atunci îndrumați-i aici, da? Dați-le o bursă, oferiți-le din timpul vostru ca să fiți mentor pentru ei. Ne dorim să fiți voi înșivă, în sensul că avem o serie de evenimente, Startup Days, Entrepreneurship Days, cu diverse formate, în care avem nevoie de antreprenori, de oameni de afaceri de succes, care să vină să povestească din experiența lor, da? Și să constituie modele în aceste experiențe. Ne trebuie know-how-ul vostru, ca profesori, ca experți, ca mentori, și să ne dați și problemele voastre pentru acele evenimente de tip 24 Hour Challenge, dacă aveți o problemă pe care nu știți cum să o rezolvați și vreți un punct de vedere alternativ cu totul și cu totul out of the box, dați-ne și o să încercăm să, studenții o să vă dea un răspuns și banii dumneavoastră, în sensul că puteți să sponsorizați această școală, puteți să faceți investiția în acest proiect, în acea facilitate de deductibilitate fiscală, 20% din impozitul de profit, nu o să vă coste nimic. Da? Și mai departe să lucrăm împreună pe multiplicarea modelului. Timpul mi s-a terminat, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă stau la dispoziție, sunt toată ziua astăzi aici, dacă vreți să povestim.